Bine v-am regăsit, stimați telespectatori! Este o bucurie să fim din nou împreună la emisiunea Cărți, Personalități, Confesiuni. Așa cum v-am obișnuit, aș dori să încep această emisiune printr-un citat. La ce sunt bune cărțile? Îmi vine să răspund, la totul și la nimic. Poți trăi foarte bine fără să citești. Milioane de oameni n-au deschis niciodată o carte. A vrea să le explici ce pierd e tot una cu a explica unui surd frumusețea muzicii lui Mozart. În ce mă privește, mă număr printre cei care nu pot trăi fără cărți. Sunt un vicios al lecturii. Am nevoie să citesc așa cum am nevoie să mănânc și să beau. Hrana pe care mi-o oferă lectura îmi este la fel de indispensabilă ca și acea materială. Resimt fiecare zi o carte pe care o savurez cu plăcere. Nicolae Manolescu. Ar fi bine dacă toți am simți același sentiment atunci când ne gândim la carte. Ar fi bine ca în zilele noastre, oricum bulversate, aglomerate, în stresul care ne ucide rând pe rând, să avem timp să stăm pentru câteva minute relaxați într-un fotoliu, cu o carte în mână, indiferent dacă această carte este o carte de poezie, o carte de proză sau orice fel de carte, pentru că nu-i așa, sunt numeroase genuri literare, sunt numeroase fabuloase informațiile pe care le poți obține din cărți. Așa cum știți deja, invitatul nostru de astăzi nu poate fi altcineva decât un scriitor. Ne bucură nespus să-l avem astăzi alături de noi pe poetul care chiar astăzi este aniversat la împlinirea a 65 de ani de viață, așadar poetul Nicolae Crepcea. Bine ați venit în emisiunea noastră! Bună ziua dumneavoastră, bună ziua celor care ne privesc. Mulțumesc pentru că m-ați invitat. Se spune că poetul este un dansator pe funia vieții. Ați simțit asta de-a lungul existenței dumneavoastră în literatură? Desigur, orice creator simte acest, hai să zic, dezechilibru uneori. Da. Pe care încerci să-l readuci la linia de plutire. Câteodată o aripă e mai grea, câteodată o aripă e mai ușoară și ai tendința să te scufunzi. E bine totuși când aripile se echilibrează și zborul se poate împlini. Așa, după cum vă cunosc, sunteți un om cu desăvârșire liber, pentru că fără libertate nu cred că ați putea respira. În același timp, sunteți un om deosebit de echilibrat. Este o surpriză pentru mine că vă găsesc într-un spațiu literar și nu într-un spațiu strict material. M-aș fi așteptat să găsesc inginerul, tehnicianul, pur și simplu, în Nicolae Crepcea. Totuși, sub carapacea aceasta de om extrem de echilibrat și dur, este o sensibilitate pe care puțini o pot percepe. Da, echilibrul unui om pornește în primul rând din el însuși, dar e de cele mai multe ori alterat de realitatea care e
am spus eu la un moment dat, un ucigaș plătit, adică un mercenar. Totul e să știi să ieși de sub biciul ei spre a te realiza, spre a putea înflori. Pentru că ce e poetul dacă nu un pom fructifer care în condiții prielnice leagă rod, în condiții neprielnice fructele lui sunt zbârcite, acre, pe care nimeni nu dorește să le guste. Aș putea interpreta asta în două feluri. Omul este un pom fructifer, ducându-mă cumva cu gândul spre beniuc, dar în același timp aș putea interpreta și în felul cumva oximoronic, pentru că toate titlurile dumneavoastră sunt un oximoron. Adică întâlnim durerea ca fericire, halucinațiile unui hoinar și mai ales, iată, în intimitatea frigului. De unde pasiunea asta pentru contraste, mai ales pentru, eu aș spune că poezia este un oximoron, dar probabil că dumneavoastră gândiți în felul dumneavoastră și e firesc să fie așa. Toate titlurile astea vin din sine însuși. Am încercat deseori să pun titlu înainte de a... Deci cum se mai procedează. Da. Să pun un titlu la o carte și pe urmă să o dezvolt. Dar majoritatea cazurilor, după ce e gata o carte, multe, multe titluri le vehiculez și abia cu mare greutate mă opresc la unul singur. De ce în intimitatea frigului? Pentru că frigul este un fel de estetică în care, cel puțin eu, mă simt atât de bine. De ce durerea ca fericire? S-ar putea să fiu, hai să spun, nu condamnat, ci catalogat drept un masochist. Nu am dorit asta când am pus asemenea titlu. De ce halucinațiile unui hoinar singuratic? Pentru că viața mea e un fel de halucinații, în primul rând. Eu aș fi mers, durerea ca fericire este absolut pe înțelesul poetului, pentru că eu cred că poezia se scrie în stări de limită, se scrie în extaz și în agonie. Poate că din această durere, iată, vine ca o flacără poezia care poate fi pe urmă fericire. Cam așa aș fi interpretat eu acest titlu. Dar după ce ne vom opri pentru o rubrică dragă nouă eveniment, vom continua dialogul nostru cu promisiunea că vom porni chiar acolo de unde v-ați format dumneavoastră ca om și ca poet, vorbind în același timp cu siguranță despre anii de debut, ani care îi sunt dragi poetului aproape în toate cazurile. Așadar, stimați telespectatori, rubrica eveniment. În data de 15 februarie 2017, Biblioteca Județeană Ovidiu Sușianu Hunedoara Deva a organizat o întâlnire cu locuitorii comunei Râu de Mori în cadrul proiectului Caravana Scriitorilor Hunedoreni. A fost o mare bucurie pentru noi, reprezentanții ai Bibliotecii Județene și scriitori din județul nostru, să ne aflăm în mijlocul iubitorilor cărții din această comună. Am fost prezenți aici pentru a oferi acestor oameni prilejul să se întâlnească cu scriitori reprezentativi din județul Hunedoara.
personalități cunoscute în lumea literară românească și care ne fac cinste. Ne-au însoțit poeta Paulina Popa și scriitorul Constantin Stancu. Astfel, iubitorii de literatură din comună au putut să fie cât mai aproape de acești scriitori talentați, dăruiți cu har, care ne-au oferit cărți de poezie, de proză, eseuri, cărți care ne îmbogățesc spiritual. Prin acest demers al nostru, prin acest proiect cultural numit Caravana Scriitorilor Hunedoreni, dorim să aducem scriitorii cât mai aproape de cititorilor. Dorim ca ei să câștige noi cititori, dorim ca cercul iubitorilor de literatură să fie cât mai larg. Dialogurile cu scriitorii au ca scop familiarizarea cu procesul creației literare. Publicul va afla cum se scrie o carte, cât efort și câtă trudă presupune alcătuirea unei cărți cu adevărat valoroase. Cei prezenți la eveniment au putut auzi fragmente din cărți citite chiar de către autorii acestora. Au fost într-un contact nemijlocit cu poeta Paulina Popa și scriitorul Constantin Stancu, care le-au devenit și mai apropiați și mai îndrăgiți. Publicul prezent a putut vedea că în spatele unui nume de pe coperta unei cărți, un nume care poate până acum nu le-a spus nimic, se află un creator, se află un om plin de sensibilitate, un scriitor care dorește ca mesajul său să ajungă la cât mai mulți cititori. Numărul acestor cititori sporește și datorită unor întâlniri de genul celei desfășurate în comuna Râu de Mori. Numărul mare în care locuitorii comunei au venit la întâlnirea cu literatura dovedește interesul de care se bucură poeta Paulina Popa și scriitorul Constantin Stancu. Dovedește faptul că literatura nu se află nici de cum în declin, în ciuda avantajelor internetului, ci ea este o preocupare mereu prezentă în viața membrilor comunităților. Cei doi scriitori au venit aici cu toată deschiderea, cu tot sufletul, dornici să le fie cunoscute creațiile, dornici să facă și ei cunoștință cu cititori care le apreciază cărțile. La final, reprezentanții Bibliotecii Județene au făcut o promisiune locuitorilor comunei Râu de Mori, aceea de a reveni și de a aduce în fața oamenilor de aici și alți scriitori la fel de valoroși. Revenind la dialogul nostru cu poetul Nicolae Crepcea, așa cum am promis, domnul Nicolae Crepcea, să ne întoarcem așa în copilăria dumneavoastră și să vorbim puțin chiar despre locurile de bază în care ați trăit, în care v-ați format dumneavoastră ca om și mai apoi ca poet. Copilăria mea, sau mai bine zis, copilăria poeziei mele a început în satul în care m-am născut, satul Brotună. Am dedicat un volum de poeme, Scrisorile de la Brotună, în acest sens. Când am început să scriu poezie, am început pe la 10-12 ani s-a întâmplat. După care zona mirifică de care spuneați, o zonă mirifică nu numai pentru mine, ci pentru fiecare scriitor are o zonă mirifică, locul în care s-a născut. A urmat apoi drumul spre Hunedoara, spre orașul Hunedoara, spre orașul industrial Hunedoara, unde am făcut o școală profesională. Acolo am întâlnit pe unul din cei mai buni prieteni ai mei. Se numește Ioan Radu Igna. Din păcate, a trecut în neființă acum câteva vreme. Un poet foarte mare, aș spune. Am înțeles că întotdeauna întâlnirea cu un poet care îl poate influența major pe cel care scrie, întâlnirea cu un scriitor, mă rog, aici în cazul de față doi poeți se întâlnesc, sigur, pune o amprentă deosebită. Cumva debutul dumneavoastră a fost imediat după această întâlnire? Da, aș spune, bine, au trecut vreo un an, doi ani, până când am trecut prin furcile caudine ale cenacului Flacăr al scriitorilor din Hunedoara. Era un cenaclu
condus pe vremea aceea de regretatul Neculae Chirică. Și după aceea am publicat primele poezii în ziarele locale de atunci. Da, iată, sunt de la debutul dumneavoastră în poezie și până acum au trecut 44 de ani, dacă mă gândesc bine, o viață de poezie. Mă bucur mult că la un moment dat aveam impresia că refuzați în totalitate să intrați în Uniunea Scriitorilor, pentru că ați stat extrem de retras. Ați avut poate o revoltă sau cum se explică această dorință de a sta cumva detașat de viața literară, cu toate că ați scris în continuu? Am scris fără întrerupere, aș putea spune, de la vârsta de 17 ani. Însă am amânat mereu debutul. Am avut foarte multe volume de poezie pe care le-am ars, pur și simplu. Deși nu regret că le-am ars, pentru că din cenușa lor s-a născut poezia pe care o scriu astăzi. Debutul meu s-a întâmplat foarte târziu, la 44 de ani am debutat. De fapt, debutul meu Vorbiți despre un debut editorial. Da. Debutul meu editorial a avut loc exact odată cu debutul tău editorial, la aceeași editură, la Călăuza. Da. Și deci nu am fost. Bine, eu vorbeam despre debutul literar. Da. Între debutul literar și debutul editorial ai scris în continuu totuși. Am scris în continuu, sigur. Și ai refuzat pe urmă intrarea în Uniune până în 2013. Da. Cum se explică? Sincer să fiu, n-am fost tentat. Da, deci n-am avut așa nici măcar ideea să intru în Uniune. Colegii mei care au fost în Uniunea Scriitorilor, pentru care le mulțumesc, mi-au depus dosarul la Uniune. Da, era firesc să fie așa, pentru că aș dori doar să dau citire câtorva rânduri scrise despre poemul dumneavoastră sau de Constantin Stancu sau de Dara, deci iată, am aici, cred că e un citez din Constantin Stancu: trăim un moment prielnic pentru literatura română. Poezia bună răzbate, ajunge până la inima cititorului. Se scriu romane cu abnegație remarcabilă. Și așa mai departe, Nicolae Crepcea este un astfel de poet legat de natură, de poezie, de stările imediate, trăind simplu la Brotuna în munții Apuseni, scriindu-și elegiile provinciale cu demnitate, trimițind depistole din satul său de munte către lume sub forma unor poeme cu fosfor, crezând în intimitatea frigului, în iarba verde de acasă. Ce frumos vă descrie în aceste rânduri. Cred că este vorba despre Constantin Stancu, da? Da, da. Constantin Stancu a scris foarte mult despre cărțile mele. Acum, dumneavoastră evitați mereu să vorbiți, cred că dintr-o prea mare modestie, totuși despre anii aceia în care împreună cu Valeriu Bârgău, că tot am vorbit de faptul că ați debutat la Călăuza, cred că Valeriu a fost cel care și-a pus o amprentă pe cartea de debut. Da, i-am dat să citească înainte cu mult de a apărea și îi mulțumesc postum pentru prezentarea pe care mi-a făcut-o pe coperta a patra a cărții pe umărul lui Rimbaud.
Ați mai păstrat undeva primele poezii? Le-ați strâns cumva într-o carte? Le-ați rescris? Le-ați republicat în starea primă? Sau pur și simplu s-au dus odată cu acele caiete pe care le-ați ars? Toate s-au dus. Au rămas două cărți pe care le am. Le mai păstrez și acum. Am vrut să le trimit la editura militară înainte de evenimentele din 89, dar da, nu le-am trimis. La editura militară, pentru că erau poezii cumva cu un spirit de dragoste față de neam și țară, așa cum recent ați adunat minunate poezii într-o carte. Da, era vorba de o poezie patriotică. Da. Patriotică, nu poezie revoluționară. Da, da. Deci în viața mea de scriitor nici măcar un rând nu am scris pentru Partidul Comunist Român. Tot pentru patrie am scris foarte multe. Da. Acum, dacă ar fi să vorbim despre faptul că am scris sau nu, era o perioadă extrem de complicată și unii au fost cumva implicați, au fost cu carne de membru pentru că așa era și așa se cerea pentru a putea ocupa pentru a avea un loc de muncă. Unii au scris, unii nu au scris. Pentru mine personal, dar eu nu sunt cea care, nu sunt nici cronicar literar și nu emit judecăți de valoare, cred că a scrie despre țară și despre neamul tău este un lucru minunat. A aduce elogii cuplului Ceaușescu și așa mai departe era cu totul și cu totul o altă problemă despre care chiar prefer să nu vorbim. Dar pentru că vorbeam despre primele cărți, ai cumva în afară de Ioan Radu Igna un model care și-a pus dintre scriitori din județ pe care i-a întâlnit sau din țară, care și-a pus cumva amprenta asupra poeziei sau gândirii tale poetice? L-aș mai menționa pe regretatul Valeriu Bărbău. Da. Deci, în rest, alții nu m-au influențat în niciun fel. Am văzut că ai colaborat la majoritatea revistelor de literatură din țară. Cred că ai cumva și colaborări în afara țării? Nu am. Sau s-ar putea să am, dar nu știu eu. Așa. Da, stimațele spectatori, Nicolae Crepcea este un om pe care foarte greu am reușit să-l aduc în această emisiune, pentru că, în general, preferă turnul de Fildeș și știm cu toții că acolo, în turnul de Fildeș, se creează marile valori. Ai dori să ne citești din cartea recentă? Aș vrea să vă prezint o carte. Este 65 poeme, o carte apărută chiar acum cu ocazia acestei aniversări foarte frumoase, o carte cu totul deosebită, o carte a esențelor. Eu am fost încântată, m-a onorat să apară la editura Emia. Același Nicolae Crepcea despre care vorbeam înainte, deasupra mea o aripă albă. În patul unei lacrimi stau întins, aproape duios, aproape liber, aproape confortabil. Eu aș spune în totalitate liber. Te ascultăm. Da, deci, apropo de citatul care l-ai dat din Manolescu, aș vrea să vă spun o poezie. Creierul meu este un derbedeu. Când nu-i dau mâncare, creierul meu
Este un derbedeu care ascultă manele. Nu-i plac, dar face asta să mă terorizeze. I-am dat de câteva ori produse perisabile. N-am știut. Ambalajul era perfect. Și tot de atâtea ori a avut stări de vomă. I-am dat produse vechi, cu vag iz de râncezeală. Și mi-a fost teamă că îi vor produce leziuni și frică mi-a fost că va face indigestie. De atunci îi aleg cu grijă meniul și îl hrănesc zilnic cu produse valabile, certificate și îl diversific. Să nu cadă în depresie, să nu urce în manii, să fie tot timpul preocupat, să nu-i vină temiri ce idei și mai ales să nu mai asculte tâmpeniile alea care pe mine mă scot din sărite. Da, cu totul deosebit. Dorești să mai citești un poem? Da, uite, să mai citesc, că suntem amândoi aici. Ar fi ca și un fel de dialog. Poemul meu e un drumeac de munte. Poemul tău e o autostradă. Prin poemul meu se trece din când în când. Poemul tău e intens circulat. Prin poemul meu se ajunge la o anume destinație. Prin poemul tău se ajunge la o anume destinație. Poemul meu șerpuiește prin păduri umbroase. Poemul tău e însorit. Dar poemul meu e mărginit și de goruni și de salcâni. Pe marginea poemului tău cresc sălcii și tei. De aceea poemul meu are o anume mireasmă și poemul tău o anume mireasmă. În poemul tău cântă ciocârlii. În poemul meu mierle și sturzi, chiar și pentru surzi. Poemul tău e o autostradă. Poemul meu e un drumeac de munte. Chiar dacă ne-am fi înțeles, nu s-ar fi potrivit atât de bine, pentru că, într-adevăr, în poemul meu este foarte mult soare. Într-adevăr, poemul meu trece prin câmpie, poemul meu are pe marginea sa tot felul de păsări cântătoare. Iubesc la nebunie pădurea. Cu toate acestea, încă o dată spun, da, poemul meu este un poem solar. Poemul lui Nicolae Crepcea este un poem puternic, așa cum se vede după stejarii și alți arbori pe care îi are în poemele sale. Vom vorbi și despre poezia pentru copii, pentru că, așa cum îi stă bine unui scriitor, Nicolae Crepcea nu se oprește doar la poem, scrie foarte bine poezie pentru copii, are o carte apărută recent închinată lui Horea, un poem fabulos, o carte extraordinară și nici nu se poate altfel, pentru că cei născuți în Țara Zarandului iubesc eroii noștri din această parte de țară. Acum ne oprim pentru rubrica Publicitate. Vrei să publici o carte? Să fie cuprinsă în toate bibliotecile clasice și virtuale? În toate bazele de date? Să fie catalogată conform normelor CNCSIS, ISBN, CIP? Vrei să-ți vezi cartea distribuită la toate librăriile din țară și în toate librăriile virtuale? Vino la editura EMIA! Nu uita! Mâine poți fi un scriitor cunoscut! Contează la ce editură publici!
Revenind după publicitate, propun să continuăm dialogul nostru vorbind despre modelul tău din lirica universală. Modelul meu din lirica universală se vede chiar din cartea mea de debut. A fost Arthur Rimbaud. De ce? Nu știu, m-a fascinat poate tinerețea lui, poate tinerețea poeziei lui, care din ea m-am înălțat eu. Da, excepțional. Și a mai fost, pe urmă, Trakl, Georg Trakl. Da, da, da. Cred că ar trebui să fie modele și pentru tinerii poeți, ar trebui să fie modele pentru cei care scriu foarte mult din cunoștințele acumulate din cărți și mai puțin din sentimentele pe care le trăiesc. Sigur. Uite, în sensul ăsta aș vrea să citesc un poem, Pe sub ciorchinii de flori ai salcâmilor. Ce tovărășie aș fi putut avea pe sub ciorchinii de flori ai salcâmilor. Thomas Bernard era însă bolnav și trist. In hora mortis i se tânguia mier la inimii, bătea ultimile cuie în speteaza unui scaun, simplu complicat mi-a surâs amar, apoi s-a așezat să scrie biografia durerii. Nu am insistat să mă însoțească. Georg Trakl se scufunda tot mai adânc în negru putregai. O plimbare pe însorite coline l-ar fi scos din depresie și ar fi uitat de cocaină și alcool și nu s-ar fi sinucis. I-aș fi fost un prieten devotat, cum unul singur a mai avut. Cu mireasmă grea îmi îmbate salcâmii singurătatea. Ba nu, sunt poemele lui Thomas și Georg. Și Georg. Da. Acum, pentru că mereu vorbești despre această singurătate, cred că este o însingurare cumva asumată, pentru că știi că acolo poți să creezi în multă liniște. Totuși, prieteniile literare sunt esențe în viața unui scriitor. Ne-ai putea vorbi puțin despre prieteniile literare? O strofă dintr-un poem. Da. Dacă aș avea o singură mână, mi-ar ajunge degetele să-mi număr prietenii. Deci sunt foarte puțini prieteni. O prietenie literară face parte din însăși ființa mea. Prieteni îmi sunt Dumitru Hurubă, Ovidiu Vasilescu, Constantin Stancu, Ladislau Daradici și, în general, toți scriitorii pe care îi cunosc. Ei, astăzi, la aniversarea ta, o să îi avem aici alături pe toți, cu o bună parte dintre ei m-am întâlnit zilele acestea. M-am întâlnit chiar ieri la o manifestare organizată de Biblioteca Județeană, care ne oferă și acest spațiu minunat. Se numește Caravana Scriitorilor, manifestarea de ieri Caravana Scriitorilor, unde am avut ocazia să întâlnesc prieteni de ai tăi care vor fi prezenți la aniversarea ta. Și pentru că îți desfășori viața aici, în acest județ, câteva cuvinte despre viața literară de aici, din județ. Chiar dacă nu ești critic literar, am observat, discutând cu tine, un simț al observației ieșit din comun. Despre viața literară a județului nu am decât cuvinte de laudă în acest moment. Au fost perioade când viața literară mergea înainte, doar că nu era îndeajuns manageriată.
De când în Biblioteca Județeană este domnul Ioan Sebastian Bara, toate au înflorit. Viața culturală, viața literară, tot ce ține de Biblioteca Județeană. Toată stima și tot respectul pentru acest manager. Da, mă alătur și eu celor spuse de Nicolae Crepcea. Cu siguranță că atunci când există o mână puternică care reușește să adune la un loc pe cei care iubesc cartea, asta se vede cumva și din multitudinea evenimentelor, întâlnirilor, cărților, poate chiar și prin faptul că din ce în ce mai mulți scriitori au depus dosare și au și intrat în Uniunea Scriitorilor, chiar dacă noi aici nu avem o filială, dar niciodată nu este prea târziu. Eu cred că dacă și viața noastră socială s-ar îmbunătăți la fel cum s-a îmbunătățit viața literară, ar fi splendid, la fel de splendid ar fi dacă numărul cititorilor ar crește. Dar în concurență cu librăriile virtuale, în concurență cu spațiul acesta de socializare virtual, de ce nu în concurență cu literatura online, cărțile scrise pierd teren. Cărțile scrise pierd teren, dar, cum am mai spus eu, de multe ori, chiar astăzi am mai spus, poetul e asemenea unui pom. El înflorește, da. Leagă rod, roadele dau pârgă, dar nu așteaptă culegătorul. Cine vrea să le privească, le privește, cine vrea să întindă mâna să culeagă, poate culege fără opreliști. Da. Dar poetul niciodată nu aduce vântul care să scuture roadele în poala sau în mâna unui trecător. Da, dintr-o răutate poate ne gândim mereu la faptul că nu sunt cititori sau analizăm acest lucru, un lucru care sub nicio formă nu influențează viața și literatura pe care o facem noi, pentru că indiferent dacă sunt sau nu cititori, noi scriem în continuare. Pe da, de altă parte, scuze-mă. Noi ne adresăm cititorului totuși. Ne adresăm cititorului, acum depinde. Deci ceea ce spunem noi. Oare cititorul vrea? Noi nu știm ce dorește cititorul. De când în momentul în care el ne cumpără o carte, vede, poate îi place. Dar poate că nu îi place. Deci nu știm gustul cititorului. Ori poezia, ca și viața, ca și orice, este într-o continuă evoluție. Nu poate rămâne la un stadiu trecut. Da. Deci toate... poezia e un organism viu. Cu siguranță că evoluând societatea, e obligatoriu să evolueze și limbajul și modalitatea noastră de a ne adresa cititorului. Dacă îți face plăcere, aș dori să trecem puțin spre literatura pentru copii, pentru că ai scris o carte foarte frumoasă, dedicată, cred că, nepoțelei tale, da? Da, da, da. E O fetiță cu cârlionți. Mai ai și alte cărți pentru copii? Da, am scris pentru copii. Prima carte se numește Poezii de spus la gura sobei. Am scris pe urmă o poveste în versuri, Băiatul fără nume din Țara de Piatră. Pe urmă am mai scris două povești, tot în versuri, Comoara curcubeului și Răpirea fetelor sărace și Această fetiță cu cârlionți. Este o carte care, practic, mi-au dictat-o gesturile nepoticei mele
Roberta. Da, aș dori să te întreb referitor la această literatură pentru copii. Se schimbă pe zi ce trece viața în jurul nostru. Cu toate acestea, eu cred că ceea ce transmitem prin aceste povești ar trebui să conducă cumva la o, înspre o societate mai bună. Mai crezi că în zilele noastre copilul renunță la acel telefon pe care sau tabletă unde accesează tot felul de jocuri și jucărele pentru a citi o carte? E greu de precizat. Ceea ce pot spune și sper să fie așa, educația copilului pleacă în primul rând de la părinții copilului. Dacă părinții sunt iubitori de lectură, și copilul va iubi cândva lectura. Dacă părinții ascultă manele, copilul se va plia. Își va plia aripile pe asemenea audiții. Am citit că ai obținut numeroase premii literare, unele premii ale Uniunii Scriitorilor, filiala Alba. Cât de mult contează un premiu literar în viața lui Nicolae Crepcea? Un premiu literar contează foarte mult, adică te stimulează, te obligă la scrie mai bine. Din păcate, eu nu am trimis cărțile mele sau poemele mele, nu le-am trimis la niciun concurs literar. Nu am participat, decât atunci la filială unde suntem obligați. Bine, un premiu al Uniunii este mult mai important decât orice premiu obținut pe la diferite concursuri. Premiu Cartea Anului pentru volumul Strigătul care se vede. Da, am citit și mă bucur că gândești în felul acesta. Cu siguranță un premiu obligă la o performanță. Despre cărțile tale, dacă nu le avem aici expuse pe toate, dar dacă ar trebui să le așezi pe un podium, care ar ocupa locul întâi dintre toate cărțile tale? E greu de spus, dar o ierarhie totuși s-ar putea face. Pe podium aș situa ultima mea carte. Cea mai recentă, da. Și de ce spun asta? Noi am mai discutat. Ultima carte ți se pare că e cea mai bună, deși pe toate celelalte le iubești. După aceasta aș situa pe Horea, care este următoarea. Da. Pe această carte am scris-o din dorința de a arăta lumii suferința Transilvaniei. Este un monolog pe care Horea ni-l transmite până în zilele astea. Am mai scris și despre Avram Iancu, despre celălalt erou tragic al Ardealului. Și cam astea două sunt cărțile de istorie, să zic așa. Ai vreo carte pe care ai dori să o rescrii sub o altă formă? Sunt mai multe cărți pe care aș dori să le rescriu, dar probabil că le voi introduce într-o antologie cândva. Încă nu am scris, nu am scos până acum nicio antologie. Cred că asta e a 25-a carte și nicio antologie nu am. În nicio carte a mea nu există o poezie publicată într-o carte anterioară. Da, corect. O carte este o carte cu poeme inedite. Antologia, sigur, e altceva. Dacă stau să mă gândesc, cred că e bine să nu rescrii nicio carte. Din următorul motiv, acolo ai fost tu
cel din anul X. Da, și asta e adevărat. Acum e adevărat. Ești tu din anul, din zilele noastre, de acum. E bine să se vadă tot timpul evoluția unui scriitor. Proiecte de viitor mai avem foarte puțin timp, așa se întâmplă. Lucrurile frumoase durează puțin. Da. Am o carte pentru copii, pe care sper să o termin cât de curând. Lucrez la un volum de poeme despre poezie cu dragoste și ură. Și tot un volum mai amplu, Nopțile fără Șeherezadă. Aici lucrez la el de vreo 6-7 ani. Acest volum intenționez să fie exact 1001 poeme. Da. Vor fi mai mult poeme esențializate și prea puține de largă respirație, să zic așa. Corect. Ai scris vreodată haiku sau sonet, poezie cu formă fixă? Sonet am scris, haiku nu am căzut în forma haikului, deși sunt apropiate. Deci nu puteam 5, 7, 5. Dacă dorești să mai citești un poem, pentru că ne apropiem de sfârșit. Cel ce își urește confratele. Pe toți poeții patriei îi iubesc, dar nu numai pe ei. Pe cei mai buni decât mine îi invidiez și cu cât îi invidiez mai tare, cu atâta îi iubesc mai mult. Cum aș putea să nu îi iubesc când ei îmi dau cuvântul lor ca pe o cuminecătură? Cuvântul poetului este trupul poetului care pentru semeni se frânge. Cel ce își urăște confratele, deși nu-i musai să-l iubească, nu e poet, ci altceva, un nimuric. Pe toți poeții lumii îi iubesc, pe unii îi invidiez. Dar cum i-aș putea urâ, dar cum să nu-i iubesc, când ei îmi întind cupa cuvântului din care beau țipătul sângelui lor. Foarte frumos. Se observă de-a lungul poeziei tale că oficiezi pentru cuvânt. Cred că nu este o carte în care să nu ai poeme scrise cuvântului, pentru cuvânt. E ca o nuntă a cuvintelor întreaga ta poezie. La început a fost cuvântul. Da, a fost o mare bucurie pentru noi să-l avem alături astăzi pe poetul Nicolae Crepcea. Promitem că îl vom mai invita și altă dată să vorbim în mod deosebit despre cărțile sale pe care le-a scris pentru copii. Poate în felul acesta încercăm să aducem și copiii mai aproape de literatură, mai aproape de carte, mai aproape de esențele vieții. Mulțumesc că ați fost alături de noi. Mulțumesc și eu. Vă mulțumesc, stimați telespectatori. Vă aștept cu aceeași dragoste marțea viitoare la aceeași oră.